Bine te-am găsit! Dacă ai un cont de Facebook sau pur și simplu te mai uiți pe anumite materiale de pe YouTube, n-ai cum să nu fi dat peste vreo teoria conspirației prilejuită de apariția noului coronavirus. Bineînțeles, nu lipsesc acele personaje care spun, citez, am eu pe cineva suspus care mi-a oferit informațiile acestea strict secrete. N-am voie să le spun, dar pentru că îmi pasă de voi, le transmit. Am încheiat citatul. Dar ăsta e doar un episod. Ce e clar este faptul că această nouă boală, coronavirusul, naște noi teorii ale conspirației pe care românii le aprobă cu mult drag și patos. În haosul și confuzia generată de epidemia de coronavirus din România, rețelele sociale sunt pline de teorii ale conspirației. Care mai de care? ce drept? Asta s-a întâmplat încă de când China a admis în fața întregii lumi că se confruntă cu apariția unui nou coronavirus. De atunci teoriile conspiraționiste au curs pe internet și, pe măsură ce virusul s-a răspândit în Europa, la fel au făcut-o și speculațiile. Teoriile conspirației sunt mereu aceleași. Se bazează pe același principiu și tocmai de aceea prind atât de bine. Iar unele, oricât de exagerate ar suna, au devenit populare. Treaba e simplă. În această perioadă, după cum probabil ați observat deja, Bill Gates este sosia lui George Soros. Mai zicem ceva de vaccinuri și, bineînțeles, nu lipsește 5G-ul. Asta sunt de pe la noi de prin țară. Pe primul loc însă, în topul celor mai întâlnite conspirații despre COVID-19 la nivel mondial, s-ar afla cel mai probabil cea conform căreia virusul a fost scăpat dintr-un laborator în mod intenționat pentru a decima populația lumii. În funcție de zonă există variațiuni. Există britanici care consideră că scopul crizei epidemiologice ar fi de a stopa ieșirea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeană. Un studiu realizat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii și prezentat de către Washington Post arată că aproximativ 2 milioane de postări pe Twitter care conțineau teorii ale conspirației despre COVID-19 au fost postate în afara Statelor Unite ale Americii în primele trei săptămâni de când epidemia de coronavirus s-a extins în afara teritoriului Chinei. În timp ce unele pot să fie puse în circulație în online cu scopul de a dezinforma, răspândirea teoriilor poate fi pusă și pe seama convincerilor oamenilor. Așa că rezultatele studiului realizat de către Avangard privind percepția românilor asupra coronavirusului nu sunt deloc surprinzătoare. Iată, la una dintre întrebări, 52% dintre respondenți au afirmat că virusul a fost creat în laborator. Ce trebuie să știm este că o astfel de teorie în realitate nu ne face nici mai speciali, nici mai deștepți, ci poate pierdem exact timpul necesar pe care am putea să-l petrecem cu cei dragi sau cel puțin cu o carte în mână din care am putea să ne luăm cu adevărat informații interesante. Și mai este bine să știm faptul că de multe ori persoanele care aruncă pe piață informații false stau și zâmbesc pe la colțuri de toți cei care pleacă urechea. Așa că fii selectiv și bucură-te de adevăr.